vorbim de niște celule imune, celule ale pacientului, deci celulele proprii pacientului, care sunt modificate genetic. Și modificate genetic înseamnă că printr-o procedură de laborator, ele sunt învățate să exprime pe suprafața lor, li se așează pe suprafață acest antigen chimeric. Și deci este un receptor adăugat, nu este un receptor natural al limfocitelor. Și acest receptor are în componența lui o bucățică care se leagă exact de celula tumorală. Și prin această conexiune fixă între limfocitul pacientului și celula tumorală, se reușește distrugerea celulei tumorale, de fapt, distrugerea neoplaziei. Avem două indicații pentru produsul înregistrat în România. Există mai multe produse înregistrate în lumea largă pe mai multe indicații, dar în România avem un produs care are două indicații clare: limfomul cu celulă mare B refractar recăzut și leucemia acută limfoblastică refractar recăzută la copil și adultul tânăr cu limită 25 de ani. Astea sunt stricte, sunt în RCP-ul produsului, deci nu se poate administra decât la această categorie de pacienți. Chiar dacă vorbim de celule vii, de limfocite, ele, după ce sunt modificate, se întorc ca un medicament. Aceasta e particularitatea acestui tip de terapie. Deci ele sunt înregistrate ca un medicament. Chiar dacă este un medicament, așa cum spun de fiecare dată, un medicament personalizat, fiindcă nu se potrivește tuturor. Este un medicament făcut din celulele proprii pacientului, care se poate administra doar pacientului respectiv. Nu este un medicament care poate să rămână în farmacie și să fie administrat altcuiva. Deci este un tratament strict personalizat, în care celulele pacientului sunt învățate să atace sau să recunoască în primul rând și prin această recunoaștere să atace celulele tumorale. De aceea sunt până în vârsta de... Așa au fost studiile care au dus la înregistrarea produsului pe copii și tineri până în 25 de ani. Cu siguranță că dacă studiile vor evolua și vor include și alte categorii, atunci vom primi și alte indicații. Mă aștept să evolueze în această terapie pe mai multe tipuri de neoplazii, în principal pe neoplaziile hematologice, fiindcă le putem caracteriza foarte bine markerii și atunci, dacă știm exact markerii de suprafață, putem învăța celulele să atace acești markeri. Deci, cumva, datorită specificității cancerilor hematologice, este mai simplu să dezvolți aceste limfocite pentru celulele hematologice. Deci mă aștept să crească aceste indicații pe mai multe tipuri de boli hematologice. Deja, așa cum spuneam, în lumea internațională există și alte indicații în afară de cele două pe care putem noi administra, dar cu siguranță că această arie de tratament va cuprinde din ce în ce mai multe neoplazii. Sunt extrem de multe studii, și aici vorbesc de sute de studii în neoplazii solide, în care se încearcă acest tip de tratament. Și probabil că pe măsură ce știința va avansa, vom reuși să găsim astfel de tipuri de terapii pentru foarte multe dintre bolile oncologice. Da, anul trecut a primit indicație și mielomul multiplu după 4 linii de tratament. Deci pacienții care nu au răspuns la 4 linii de tratament au indicație standard pentru un produs dedicat mielomului multiplu. Deci nu este antigenul CD19 de care vorbim în aceste tipuri de leucemii și limfoame, ci un marker de pe celula mielomatoasă. Deci, începând cu anul trecut, avem și această indicație standard în Statele Unite. Pe majoritatea tipurilor de cancere solide sunt studii, dar deocamdată nu este nimic oficial și standardizat în acest sens.
Suntem încă în stadiul de cercetare pentru acest tip de terapie în cancerele solide. Am început acest proces cu ceva ani în urmă, fiindcă este un proces care trebuie să ateste managementul calității celulelor și trebuie să avem reguli stricte de respectare a calității în ceea ce privește produsul de afereză, primirea celulelor, clinica de transplant, deci experiența personalului. Foarte multe etape au trebuit controlate din punct de vedere al calității procesului. Și fiecare firmă și companie producătoare are criterii stricte de acreditare, fiindcă, așa cum spuneam, este un tip special de terapie și ei trebuie să fie siguri că respectăm standardele, atât din punct de vedere clinic, cât și din punct de vedere al prelucrării acestor celule, în sensul că trebuie să fim experimentați în recoltarea acestor celule pentru a trimite în laboratoarele specializate niște celule vii, corect recoltate, care pot să fie introduse în procesul de modificare genetică. Și atunci, pe banca de celule, pe procesul de afereză, pe procesul clinic, pe multidisciplinaritate, au fost itemuri de verificat. Și cât a durat? Aceste lucruri au durat un an și un pic și fiindcă am reușit în tot acest timp să armonizăm procedurile de achiziție al acestor medicamente, fiindcă nu este simplu să introduci un astfel de medicament care pleacă ca și celulă vie și se întoarce ca și medicament, fiind pentru prima dată în România, au trebuit rezolvate foarte multe lucruri din punct de vedere administrativ și au fost obstacole de care ne-am lovit și la care nu ne-am fi gândit înainte. Agenția Națională de Transplant ne dă aviz pentru fiecare transport de aceste celule vii, fiindcă așa ne cere legislația, deci cumva am reușit să deslușim toți acești pași și ca medicamentul să fie introdus în programul de oncologie al Casei Naționale de Asigurări, astfel încât să poată fi de contact pentru pacienții români. Mai mult de atât, a fost creat un subprogram al programului de oncologie, subprogram dedicat acestor terapii celulare, în care sunt incluși 20 de pacienți pentru anul 2022. Deci sperăm că vom putea trata acești pacienți în acest an. Sigur că e vorba de pacienți speciali, fiindcă au boli foarte grave, sunt într-un stadiu de boală refractar sau recăzut. Trebuie să avem grijă foarte mare la criteriile de eligibilitate și la capacitatea pacientului de a putea trece printr-o astfel de procedură, fiindcă este o procedură grevată de complicații, de efecte adverse majore, de aceea și trebuie echipa clinică să treacă prin training de specialitate și ne dorim, bineînțeles, ca pacienții care sunt trimiși către Comisia de Terapii Celulare a Ministerului Sănătății să beneficieze de astfel de tipuri de terapii inovative și rezultatele pe termen lung să fie într-adevăr cele la care ne așteptăm. Este o procedură inovativă, așa cum spuneam, poate că am exagerat cu acest cuvânt, dar este într-adevăr foarte diferit față de ce știam ca tratament în oncologie până acum. Chiar dacă în ultimii ani a crescut foarte mult terapia imunomodulatoare și imunoterapia, de data asta vorbim de niște celule pe care le scoatem din organismul pacientului și le reintroducem
modificate astfel încât să recunoască boala, niște celule învățate să recunoască tumora, ceea ce este, cum am mai spus, un vis al fiecărui medic care tratează astfel de boli. Sunt și copii și adulți la care au fost recoltate celule, exact cu indicațiile de care spuneam mai devreme. Unele din ele s-au și întors și suntem în această etapă de pregătire a pacienților pentru a putea primi aceste celule, fiindcă pacientul are nevoie de pregătire, ca și în cazul transplantului medular, de o terapie de limfodepleție, chimioterapie înainte de această administrare. Astfel încât aceste terapii se efectuează în toată lumea în centrele de transplant. Da, voiam să vă spun că toate organizațiile, și cea europeană și cea americană de transplant, s-au transformat de curând în asociațiile de transplant de celule stenhematopoietice și terapii celulare, tocmai fiindcă a crescut foarte mult acest număr de terapii celulare în centrele de transplant. Pacienții, după ce recoltăm celulele, se întorc la medicii lor curanți, hematologi, își continuă tratamentul pentru boala de bază, fiindcă noi trebuie să ținem boala pe loc, chiar dacă este o boală refractară sau recăzută, trebuie să găsim o modalitate de a menține statusul pacientului până când se întorc aceste celule. Și durează câteva săptămâni de când le trimitem până se întorc și în aceste săptămâni pacientul are nevoie de tratament în continuare și ținem legătura foarte strâns cu medicul hematolog care tratează pacientul și care face această terapie de bridging între recoltă și administrarea de CAR-T. În momentul în care avem celulele revenite în centrul de transplant, celulele modificate sub formă de medicament, atunci pacientul vine în centrul de transplant și începem procedura. Sigur că vom crește ca și program și cred că putem începe cu câțiva pacienți pe măsură ce creștem cu câțiva zeci de pacienți și așa cum întreaga Europa a implementat în ultimii ani, numărul de pacienți a crescut în fiecare an, aproape s-a dublat în fiecare an și experiența crește de la an la an. Probabil că în câțiva ani vom ajunge la zeci, poate sute de pacienți. În România, la ora actuală, este înregistrat produsul Novartis, care se numește Kymriah, și acest produs, celulele se duc în aceste laboratoare ale companiei Novartis și de acolo se întorc ca și medicament. Depinde de firma producătoare unde are acest laborator specializat. Sunt câteva în Europa, câteva în Statele Unite și toată lumea internațională trimite în aceste laboratoare. Celulele. Există o platformă internațională pentru toți prescriptorii. Deci toată lumea hematologică, toată lumea centrelor de transplant este conectată la această platformă în care introduce, în momentul în care ești acreditat, primești un password pentru această parolă și ai acces la ea. Și în momentul în care ai un pacient, ești capabil să introduci în această platformă internațională datele pacientului tău și platforma automat îți dă o dată de întoarcere a celulelor, prima dată disponibilă. Și asta se întâmplă pentru indiferent ce medic din ce centru de transplant din Europa introduce aceste date ale pacientului. Toate țările mari occidentale implementează acest program de câțiva ani. Vorbesc de Germania, de Marea Britanie, de Franța, de Spania. Aș putea adăuga o experiență foarte mare a Israelului. Am avut
conexiuni și întâlniri cu colegii noștri din Israel și ei au o experiență vastă în administrarea acestor celule și și-au lărgit aria de administrare către o paletă largă din punctul meu de vedere de pacienți. Am ținut legătura strânși cu dânsii și tocmai prin aceste legături am reușit să facem și protocoalele noastre locale, plecând, bineînțeles, de la ghidurile standard internaționale. Spania este o țară care reușește să administreze multe terapii celulare și ei și-au dezvoltat un laborator mare la Barcelona în care încearcă să-și facă acestea numite academic CAR-T, adică să nu trimită limfocitele într-un centru al unei companii farmaceutice, ci să încerce să facă academic CAR-T, să și le producă într-un laborator propriu specializat și să introducă aceste celule în cadrul unui studiu clinic național. Și discutând cu colegii noștri din Spania, au crescut foarte mult ca și această activitate prin acest studiu național în care și-au făcut singuri aceste prototipuri de celule în laboratoarele lor. Nu este o acreditare a asociațiilor de medicamente, cum sunt cele produse de companiile farmaceutice, dar sunt centru acreditat pentru a manipula celulele vii și au acreditare internațională pentru astfel de studii și ei și-au dezvoltat un studiu național în care fac aceste celule pentru pacienții lor. Bineînțeles, cu un cost mult mai mic. Este o dorință noastră să putem dezvolta și noi în timp un astfel de laborator. Este o investiție foarte mare, fiindcă vorbim de niște condiții de laborator absolut speciale și nu numai condițiile, să spunem, hoteliere trebuie să fie absolut speciale, cu filtre și cu condiții de sterilitate maximă, ci și pentru a face un astfel de studiu este nevoie de acreditare internațională a acestui laborator. Nu poți să intri într-un astfel de circuit fără să ai acreditare internațională și acesta este un proces de durată, este un proces care are nevoie de oameni specializați pe lângă acest laborator GMP cu condiții absolut stricte. Oameni specializați, trainuiți în laboratoare specializate și cu siguranță că este un vis care se poate realiza în câțiva ani. Nu este un proiect pe termen scurt, dar poate fi un proiect al României în următorii 10 ani. Până când vom ajunge la experiența și la capacitatea de a avea un astfel de laborator, vom folosi celule standardizate, controlate, venite dintr-un laborator acreditat. În momentul în care vom reuși noi ca țară să avem un astfel de laborator, atunci poate că lucrurile vor putea fi diferite. În jur de 340.000 de euro. Depindem foarte mult de câți pacienți vor fi propuși pentru astfel de terapie. Da? Deocamdată ne-am analizat ca și comisie, fiindcă avem o comisie a Ministerului Sănătății cu membrii din toate centrele de transplant, fiindcă ne dorim foarte mult ca acest program să se extindă. Am început în Institutul Clinic Funden și vom face primele administrări în Institutul Clinic Funden, dar ne dorim ca acest program să se extindă și la celelalte centre de transplant, fiindcă pe măsură ce va crește experiența, cu siguranță că vom avea mai mulți pacienți care au nevoie de astfel de terapii. În funcție de câți pacienți or să fie trimiși către această comisie și câți vor avea indicație să aibă această terapie, atunci vom vedea
câți pacienți vor fi până la sfârșitul anului. Așa cum spuneam, au fost recoltați 5 pacienți. Vom începe să administrăm aceste celule, doar că trebuie să ținem cont că dacă vorbim de pacienți gravi, pacienți la căror boală nu este stăpânită, este o boală refractară, recăzută, întotdeauna în această perioadă de bridging, de când recoltăm sau până recoltăm sau până vin celulele, întotdeauna genul acesta de pacienți și de boli pot suferi complicații majore. Ni s-a întâmplat să nu reușim ca pacientul să treacă peste această perioadă de bridging, să trimitem celulele și pacientul să nu reușească să treacă și tratamentul să nu reușească să țină boala sub control până când se întorc celulele. Și atunci a trebuit să anulăm și celulele nu s-au mai întors. Deci vorbim de pacienți pe care trebuie să-i ținem în viață într-o boală stabilă, cu toate celelalte organe și sisteme suficient de bine conservate ca să ducă o astfel de terapie. Deci vorbim de pacienți extrem de fragili. Extrem de fragili, cu multe complicații și pe care încercăm să le rezolvăm, să le tratăm pe fiecare din parte, tocmai pentru a reuși să dăm timp acestor celule, a reuși să facem procedura. Deci sunt foarte multe etape și lucruri mici de care trebuie să avem grijă. Sunt efecte adverse redutabile în momentul în care limfocitul atacă celula neoplazică și o distruge. Toate citochinele se eliberează în sângele pacientului și atunci vorbim de un sindrom de eliberare de citochine. Această furtună de citochine cu care ne-am obișnuit în epoca COVID, deci niște complicații imunologice mari, aproape jumătate din pacienții din studiile clinice care au dus la înregistrare au avut nevoie de terapie intensivă și acesta iarăși este un lucru de care trebuie ținut foarte bine cont. Există și complicații neurologice specifice date de aceleași citochine care trec bariera hematoencefalică și sunt niște semne distincte și specifice de encefalopatie dată de aceste complicații, dar ca la orice procedură complicațiile sunt tratabile și noi reușim și sperăm că vom duce la bun sfârșit acești pacienți, încercând să limităm cât putem de mult aceste complicații care, pe măsură ce a crescut experiența cu astfel de administrări, pare că sunt totuși la un nivel un pic mai mic decât în ceea ce este stipulat în studiile clinice. În funcție de tipul de boală, într-adevăr, în leucemie acută la copil și adultul tânăr sunt publicate rate de răspuns global până la 80%, iar în limfomul cu celulă mare B, cealaltă indicație, avem răspuns global în jur de 50%, deci mai puțin, dar subliniez încă o dată, este vorba de boala care celelalte tipuri de terapie nu au dat roade. Sunt boli la care nimic nu a mers până la acest tip de tratament. Există la ora actuală, fiindcă este un medicament costisitor și este un medicament nou apărut în practica medicală din toată lumea, au apărut ghiduri foarte detaliate despre cum se administrează, despre cum monitorizezi astfel de pacienți. Și noi doar am împrumutat și am introdus în procedura noastră ghidurile internaționale. Și într-adevăr, o metodă de evaluare a neurotoxicității este să pui pacientul să scrie aceeași frază de mai multe ori pe zi, unul dintre primele semne de afectare neurologică fiind că își modifică scrisul. Și există formulare de evaluare, nu numai aceasta cu scrisul, ci
foarte multe alte constante, niște formulare STAS pe care le-am transformat, așa cum vă spuneam, într-o procedură a centrului nostru de evaluare din 4 în 4 ore, din 6 în 6 ore, adică avem o evaluare și o monitorizare continuă astfel de pacienți în primele 14 zile de la administrare. Le testăm prin flaucitometrie, prin această metodă de analiză celulară și cumva în momentul în care descoperim că aceste celule încep să scadă sau să dispară din sânge, atunci trebuie să ne gândim la o altă metodă de tratament, fiindcă este posibil ca boala să reapară. Și de aceea nu avem rezultate 100%, fiindcă boala, ca și după transplant, are șanse să reapară. Dintr-o singură celulă neoplazică este capabilă să refacă toată boala. Și atunci această metodă de evaluare a numărului de celule CAR-T din sânge și aceasta a fost pusă la punct și standardizată prin flaucitometrie și noi știm la aceste evaluări repetitive, regulate, lunare, care este procentul de CAR-T și cât se menține în sângele pacientului după administrare. Am înțeles. Și cam cât se menține? Uneori se menține foarte multă vreme, până când pacientul nu există experiență de 10 ani deocamdată. Există experiență de câțiva ani și studiile de publicate până acum spun că cei la care persistă aceste celule CAR-T ani înseamnă că sunt eficiente în continuare și boala este ținută sub control. Am înțeles. Și dacă numărul acestor celule începe să scadă, ce alte opțiuni de tratament mai aveți? Există transplantul alogenei pe care îl putem oferi unui pacient cu leucemie acută care a intrat în remisiune și poate merge mai departe la transplant, adică CAR-T-ul poate fi bridge to transplant, fiindcă transplantul ca atare nu are succes dacă îl faci într-o boală progresivă, într-o boală recăzută, refractară. Trebuie să găsești o modalitate să aduci boala în remisiune ca să mergi mai departe la transplant. Și CAR-T-ul poate fi o astfel de metodă prin care să baci boala în remisiune și în momentul în care constați că aceste celule nu mai sunt eficiente, să faci planuri de transplant alogeneic cu respectivul pacient. Exact, se completează cele două proceduri tocmai pentru că transplantul este eficient în momentul în care boala este în remisiune. Și există cazuri în care CAR-T-ul este o metodă să faci acest lucru, să introduci boala hematologică într-o remisiune completă. În anul 2020 am avut o scădere cu 35% a numărului de transplanturi, dar și în anul 2020 am trecut de 100 de proceduri în Institutul Clinic Funden, ceea ce este un număr mare pentru perioada pe care am trăit-o și pentru toate regulile stricte la care a trebuit să ne supunem, mai ales că noi depindem de donatori, de donatori vii și au fost probleme cu donatorii, cu infectarea donatorilor, cu transportul celulelor peste graniță. Deci, ca toată lumea și ca tot sistemul medical am avut obstacole din acest punct de vedere. Dar în anul 2021 am crescut din nou ca și activitate și am făcut aproape 150 de proceduri de transplant și la adulți și la copii. Majoritatea dintre ele transplanturi de urgență, fiindcă am trebuit să respectăm, bineînțeles, și în 2021 regulile de testare, de izolare, de verificare a tuturor pacienților, tocmai fiindcă fiind această categorie de pacienți intens imunodeprimați, orice astfel de infecție le putea pune viața în pericol atât lor cât și celor cu care veneau în contact dintr-o astfel de comunitate de imunodeprimați. Și faptul că am
făcut 150 de transplanturi anul trecut, a fost cu un efort foarte mare din partea tuturor și a pacienților care au trebuit să țină reguli stricte în plus față de ce erau obișnuiți și a personalului care a lucrat în asemenea condiții de presiune. A fost o perioadă atunci la începutul pandemiei în care au fost restricționate zborurile și transplantul era început și aveam nevoie de aceste celule și celulele au venit din graniță în graniță cu transport terestru și Asociația Europeană de Transplant foarte repede după începutul pandemiei a publicat guideline-uri ce trebuie să facem cu donatorii, ce trebuie să facem cu pacienții, care sunt pacienții la care nu se poate aștepta procedura de transplant și ghidându-ne după regulile internaționale am reușit să trecem totuși, zic eu, cu bine peste această perioadă grea pentru toată lumea. Cu siguranță că avem nevoie să promovăm mai mult și mai bine activitatea de donare de celule STEM, fiindcă noi depindem de acești donatori și pacienții noștri depind de găsirea unui donator compatibil cu dânsii. Și această campanie prin care să sensibilizăm și să explicăm cât de important este pentru cineva în nevoie să găsească un donator compatibil, cred că are loc să fie dezvoltat. Am avut foarte puțini pacienți care și-au găsit donatori români și aici vorbesc de 2-3, 5 cu totul în acești ani. Marea majoritate a celulelor vin din străinătate și poate că majoritatea vin din Germania, din registrul german, care este un registru foarte mare, cel mai mare din Europa. Da, asta se întâmplă fiindcă sunt puțini donatori români și șansa să găsim un donator compatibil este cu atât mai mare cu cât căutăm într-o bază de date mai mare. Dacă avem o bază de date mai mică, atunci șansa să găsim pe cineva compatibil, evident, e mai mică. În momentul în care introducem în baza de date internaționale și în baza de date a registrului german, avem șanse mai mari să găsim pe cineva compatibil, bineînțeles. În mod normal, semănăm între noi ca și națiune și dacă am avea o bază de date mai voluminoasă, probabil că ne-am găsit mai ușor un donator în baza de date românească, fiindcă, evident, ne găsim în comunități asemănări de gene. Dar, spre deosebire de transplantul de organ, compatibilitatea la transplantul de celule stem hematopoietice trebuie să fie extrem de fidelă și nu putem căuta în jurul nostru, în comunitatea noastră strânsă, pe cineva compatibil. Ne trebuie o bază de date de milioane de oameni ca să găsim pe cineva compatibil.